Mult PSD, ALDE și Pro-România vor boicota votul de investitură și nu vor participa la ședință, punându-le bețe în roate liberalilor. Opoziția speră că astfel va câștiga timp, astfel încât alegerile anticipate să nu poată fi organizate în același timp cu localele. Mai mult despre strategia opoziției ne spune chiar acum colega mea, Mădălina Mihalache. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Bine v-am găsit! PSD, ALDE și Pro-România sunt cele trei partide care astăzi nu se vor prezenta la ședința de plen reunită al Parlamentului, acolo unde este programat votul de investire a guvernului Orban II. Spun cei din Partidul Social Democrat că vor să suspende această ședință și să fie reprogramată pentru că așteaptă această decizie atât de importantă care trebuie să vină astăzi de la Curtea Constituțională privind desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția de premier. Își doresc socialdemocrații ca această ședință să fie reprogramată pentru o dată ulterioară, numai devreme de începutul săptămânii următoare, asta înseamnă după Congresul Partidului Social Democrat. Și de asemenea vorbesc socialdemocrații și nu doar ei, ci și acum partenerii socialdemocraților în acest demers de boicot despre un pact național, despre discuții care ar trebui să aibă loc, pentru că Marcel Ciolacu, președintele interimar al social-democraților, spunea că această epidemie de coronavirus va ajunge și în România, iar această criză politică nu mai trebuie să continue. Prin urmare, ar trebui să aibă loc discuții pentru investirea unui nou guvern, având în vedere că un guvern interimar, așa cum este guvernul condus acum de Ludovic Orban, are atribuții limitate. Și Victor Ponta, de asemenea liderul Pro-România, dar și președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, vorbeau inclusiv de varianta unui premier tehnocrat care să conducă guvernul până la alegerile parlamentare, alegeri pe care Pro-România și ALDE și le doresc la termen. Trebuie să fim foarte responsabili, nu va exista cvorum și normal să nu existe, sunt mult prea multe semne de întrebare. Mi-aș fi dorit ca președintele României să desemneze altă persoană, nu pe domnul Orban, dar este atributul domniei sale. Aș urgenta anumite consultări. Noi, între liderii politici... Consultări între cine? Între președinte și liderii politici? Cred că este cazul. Noi, între noi, eu am vorbit și cu domnul Ponta și cu domnul Tăriceanu astăzi. O să vorbesc și cu domnul Hunor.